Cunoscutul actor american Matt Damon a dezvăluit că Alexia, fica din prima căsătorie a soției sale, Luciana Barroso, s-a infectat cu noul coronavirus la New York, unde studiază la universitate, dar că acum este bine. Fica noastră este studentă la universitate, desigur se află în carantină la New York, unde este epicentrul epidemiei din Statele Unite. La început a avut COVID-19, la fel ca și colegele ei de apartament, doar că acum este bine, a mai spus actorul și producătorul american. Matt Damon, soția sa și cele trei fiice mai mici ale lor se află în izolare în Irlanda, unde au ajuns cu câteva zile înainte să fie impuse normele de izolare socială. Acesta se afla acolo pentru a filma o parte din lungmetrajul The Last Duel în regia lui Ridley Scott. Actorul Robert De Niro a declarat într-o intervenție televizată că ar vrea să joace rolul lui Andrew Cuomo, guvernatorul statului New York, într-un film despre pandemie. De Niro a vorbit în emisiune despre activitățile lui în timpul perioadei de izolare și a mai afirmat că epidemia este o tragedie națională și și-a exprimat dezamăgirea față de acțiunile actualei administrației americane în încercarea de a controla răspândirea coronavirusului. Robert De Niro l-a numit din nou idiot pe Donald Trump pentru că a ignorat multe dintre avertizări. Jonah Hill ocupă primul loc în clasamentul actorilor care înjură cel mai mult în filme, grație rolurilor pe care starul de la Hollywood le-a jucat în lungmetraje precum Superbad și The Wolf of Wall Street. Asta spune un studiu realizat recent în Statele Unite. Specialiștii de la BuzzBing au analizat peste 3500 de scenarii cinematografice pentru a identifica filmul cu cele mai multe înjurături, dar și actorul care rostește cele mai multe înjurături în replicile sale. Datorită felului în care Jonah Hill a jucat personajul Donny Azoff în filmul The Wolf of Wall Street regizat de Martin Scorsese, acesta ocupa primul loc în clasamentul acestor filme cu 715 înjurături. Actrița americană Halle Berry va juca rolul principal feminin în Moonfall, un thriller spațial de proporții epice regizat de Roland Emmerich. Filmul descrie o forță misterioasă care ejectează Luna de pe orbita sa din jurul Terei, plasând-o pe o traiectorie de coliziune cu Pământul și amenințând astfel viitorul omenirii. Un echipaj de astronauți este trimis într-o ultimă misiune pe suprafața Lunii cu scopul de a salva Pământul. Actrița Halle Berry va interpreta o fostă astronaută de la NASA, devenită administratorul Agenției Spațiale Americane, ale cărei precedente misiuni în spațiu au dus la descoperirea unor informații cheie despre acea coliziune iminentă.